Eu cred că a fost o vizită utilă, una constructivă. Scopul diplomaților străini era să afle, să se documenteze de la prima sursă cu consilierii care au protestat în greva foamei, dar și rudele consilierilor care sunt presate, intimidate, agresate de către organele de forță politic controlate de către regim. Asta a fost scopul. Eu cred că în acest format s-a reușit foarte multe, deci au fost informați de la prima sursă diplomații. Vreau să vă spun că, vorbind cu cetățenii de rând, în afara clădirii, cu bălțenii, oamenii au perceput această vizită drept o mică speranță că intervenția structurilor europene, instituțiilor diplomatice, pot, prin pârghiile care le au legale, să influențeze autoritățile centrale să stopeze genocidul asupra propriilor cetățeni. Pentru că dacă atent privim ceea ce se întâmplă aici la Bălți, în raport cu consilierii partidului nostru și familiile lor, atunci asta deja nu mai este bespredel, nu mai este dezmăț. Este un veritabil genocid a celor care controlează puterea în acest stat vis-a-vis de proprii cetățeni. Și acest lucru trebuie oprit. Diplomații străini au privit situația de la Bălți prin prisma încălcării drepturilor omului și nefuncționării statului de drept sau legii în țara noastră. Deci sub aceste aspecte, dar știți cum, aici este, dacă vorbim despre conceptul stat de drept, dictatura legii sau drepturile omului, aici vorbim despre suferință umană, dramă și tragedie umană. Este, în esență, asta este la Bălți. Domnule Cașu, dumneavoastră ați fost în Statele Unite, mai prin unele Statele Unite Europene, s-am mai cunoscut în istoria administrațiilor publice locale de acolo astfel de situații? Eu nu cunosc, eu am trăit mai mulți ani în Statele Unite, dar nu cunosc astfel de cazuri, pentru că foarte și foarte simplu, acolo funcționează legea. Deci, în cazul consilierilor de la Bălți, vedem cum reprezentanții structurilor de forță, pe bandă rulantă, fabrică dosare. Deci, sunt niște acțiuni de ordin penal. Deci, dacă ar funcționa legea în Republica Moldova, sancționați penal trebuie cei care le fabrică, și nu numai cei care le fabrică, dar cei care ordonă colaboratorilor organelor de forță să fabrice dosare contra cetățenilor care respectă legea. Răspunsul ar fi statul de drept. Răspunsul ar fi aplicarea și funcționarea legii. Răspunsul ar fi o justiție independentă care nu ar permite acest dezmăț într-o structură a statului Republica Moldova, pentru că Consiliul Municipal Bălți, Primăria, sunt parte din statul Republica Moldova. Încă o întrebare, domnule Cașu. Au venit să susțină astăzi consilierii municipali și reprezentanții partidului nostru de la Drochia, de la Basarabească, domnul Cimpoieș, care la fel a suferit din cauza aceleași mașinării, precum spune el. Noi nu confirmăm, dar continuă aceste represiuni asupra, de exemplu, a dumneavoastră ca vicepreședinte a partidului și a colegilor dumneavoastră din staful partidului. Eu nu pot să vă spun acum despre presiuni exacte. Ceea ce fac eu, eu sunt foarte și foarte prudent. Sunt conștient de faptul că sunt urmărit, sunt conștient de faptul că mi se ascultă telefonul și mi se verifică contul pe rețele de socializare. Eu trăiesc cu asta, astea sunt riscurile implicării mele în politică. Despre colegi, noi trăim cu această intimidare și hărțuire din 2014, atunci când partidul a fost scos abuziv din alegeri. Este un fel de mod de viață pentru mine și colegii noștri. Însă astăzi, săptămânile, aceste ultimele zile la Bălți, v-am spus eu, lucrul ăsta îl numesc genocid.
al celor care controlează puterea centrală în raport cu proprii cetățeni. Pentru că consilierii partidului nostru primordial sunt cetățenii acestei țări și sunt protejați de către legea supremă în această țară, Constituția Republicii Moldova. Așa ar trebui și ce sacrificiul lor. Aceste 5 zile de greva foamei au fost pentru astfel de valori supreme, cum este democrația, drepturile omului și statul de drept. Iar reprezentanții misiunilor diplomatice, nu numai declarativ, dar și în statele pe care le reprezintă, aceste valori sunt respectate și susținute. Dumneavoastră, cum credeți, sunteți doar chișinăuian, dar cum credeți, de ce se execută aceste presiuni asupra consilierilor municipali din Bălți și asupra partidului nostru? Doar le cunoaștem. Nu există zi în care să nu fie prezentă, de exemplu, o știre pe posturile controlate de Plahotniuc sau căruia aparțin. Da? Eu vă spun, partidul nostru este un oponent veritabil și de temut pentru cel care controlează statul Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, și faptul că l-a blocat pe Renato Usată, liderul PN, să revină în Moldova, denotă faptul că Plahotniuc nu este capabil, prin metode democratice și legale, să-și confrunte principalul său rival politic, Renato Usată, de aceea și apelează la tertipuri, apelează la dezmărți și ilegalități pentru a-l ține cât mai departe de viața politică, iarăși pe Renato Usatăi, un veritabil și cel mai puternic oponent politic al lui Vladimir Plahotniuc. La fel și partidul. Și vreau să remarc, nu numai pe exemplu Bălțului, dar și acolo unde avem consilieri și primari în alte localități, noi pe bune ne luptăm pentru democrație, transparență, stat de drept, respectarea legii, interesul public. Pentru asta pledează partidul, nu știu care, mai sunt alte partide care ar lupta pentru aceste valori. La Bălți sunt niște realizări incontestabile pentru oraș, pentru urbă, pentru bălțeni. Și asta deranjează. Democrația, știți cum, democrația costă, spunea cineva, eu o să reformulez, democrația cere sacrificii. Aceste sacrificii au căzut pe umerii colegilor noștri de la Bălți. Și pentru democrație merită și trebuie de luptat.